în care, adică în Duh, Iisus a dus să propovăduiască celor care acum sunt duhuri în închisoare. Adică, Domnul Iisus Hristos în Duhul a propovăduit prin Noe unor oameni care la vremea respectivă când trăia Petru erau unde? În închisoare erau. Dar în vremea lui Noe, ei erau în trup. În vremea lui Noe, Domnul Iisus nu era în trup. Dar Domnul Iisus exista în vremea lui Noe. Ce credeți? Exista în vremea lui Noe. De exemplu, Pavel spune la un moment dat că stânca din care beau evrei era Hristos. Cum beau ăștia din stânca care era? Unde era Hristos, Domnule? Hristos nu era în trup. Dar Hristos era activ în lume înainte de întruparea lui. Deci să fie foarte clar. Noi vorbim despre Fiul lui Dumnezeu care era activ înainte de întrupare. Hristos, noi nu suntem martori lui Jehova. Noi credem că Domnul Iisus Hristos nu doar că n-a fost creat de Dumnezeu, ci că El a activat pe pământ și până la întruparea Lui. El activează și acum. Nu activează în trup, dar activează și acum prin Duhul Sfânt. Înainte de întruparea Lui, cum a activat Hristos? În Duhul! În Duhul! Despre asta vorbește Petru. Petru spune, Domne, uitați-vă la Hristos. Hristos a murit. Dar Hristos nu doar că prin moartea Lui a făcut un lucru extraordinar pentru noi. Deci vedeți că moartea nu-i capăt de lume, zice Petru. Ba mai mult, înainte de moartea Lui, în Duhul, a propovăduit. Prin cine a propovăduit? Că nu s-auzea o voce din ceruri. Prin cine? Prin noi, care au fost un prototip al Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu toți oamenii care pe vremea lui Noe l-au respins pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu ei? Unde au ajuns ei? În închisoare au ajuns. De ce au ajuns în închisoare? Pentru că au respins. Deci observați pasajul niciunde. Citiți din nou pasajul acasă și uitați-vă la el. Niciunde pasajul nu spune că Iisus Hristos în timp ce era mort s-a dus în închisoare. Nu spune pasajul ăsta. Petru spune cu totul altceva. Petru spune a fost înviat în Duh. Și începe să vorbească despre valoarea de a fi în Duh. Noi murim, Domnule, și o să fim în Duh. Nu o să mai fim în trup. O să ne dea Domnul un trup de slavă. Dar în dimensiunea aia Duhului, suntem pierduți, suntem nimeni, suntem fără valoare? Nici vorbă. De ce? De unde știm asta? Pentru că nici Iisus n-a fost așa.